Vasile Băicu și doamna Ancuța, vă mă scuzați. Da, doamna Ancuța Băicu, soția, director adjunct la liceul numărul 6 din Cernăuți. Da. Las loc că deranjat. Îmi cer scuze și pe doamna Elena Tărățanu n-am uitat ea. Doamna Elena Tărățanu, directoarea muzeului Mihai Eminescu, care ce-i drept încă nu este, dar directoarea este. Hai, începe, doamnă, dacă ai... În primul rând, să spun ceva așa, mă teme pentru că, nu spun o banalitate, servicii nopții la tipografie, dimineți, zori întâlniți la pagine ziarului și așa mai departe, dar am fost și un ucenic, pentru că eram eu atunci, eram prea tânăr și numai începeam toate, deci, dar ne-am împlinit de atunci și... Erai grepi cum e mărțean. Pentru un alt băiencean, regătatul Gheorghe Mihalcean, cu care cândva cântam prin parc, așa bie oamenii buni, ne dă ziua mare. Dar eram, a fost tineri și frumoși și am rămas numai frumoși. Vorba la altă de o paie. Da, eu da. Cel mai felicitări și mă bucur că ai rămas în tagma oamenilor nebuni, în sensul frumos la cuvântul, care nu se lasă de aceia ce au pus în gând, care își împofida tuturor celor care se întâlnesc în viață, vicisitudini și probleme și așa mai departe, ei rămân pe baricade. Și ei se duc ultimii, ca și capitanii de corabii, deci întâi fug cine poate și apoi rămân acei care o duc până la urmă. Pentru asta se stimez foarte mult și am avut multe de învățat, de aceea doresc în primul rând familiei, Toma, prosperitate, pace, sănătate, pentru că totuși, să fim sinceri, familia este lucrul cel mai important în viață. Și, bineînțeles, pentru ceea ce ai luptat, eu am luptat pentru ziarul care, într-adevăr, mi-a făcut pe foarte mulți dintre noi oameni și faptul că el apare și faptul că el e prosperitor, este citit de Nordul Bucovinei, pe internet, de toată lumea, să vă spune. Deci, faptul acesta, prin această faptă, pot să te pot drept oamenilor români, colegilor și pentru asta chiar merită să-ți mulțumim. Toți cei care, poate, dintr-un motiv sau altul, au plecat la zorile, tot zorile a rămas pentru noi ceea ce este și faptul că suntem acum într-o echipă poate mai mică sau are importanță, dar totuși e un argument că am rămas acei care am fost și poate unele mici, să spunem așa, momente negative ne-au și întâlnit prietenii. Deci, felicitări și de aceea am spus domnul am selectat câteva momente din ceea ce am observat acum la masă și dacă îmi permiteți să dau citire. Deci, primul vreau să continu gândul domnului Crețu de la Fondul de Pensie, care a spus că totuși patria mama susține zorile Bucovine și eu continui. Deci, că e bine că patria mama nu ne permite suspensia, poate rugăm mai cu teamă să ne aducă și pensia. Europeană, da? Alt moment, domnul Nicolae Mintencu, care a spus că are, dacă e gripă, are probleme cu o doamnă. Îi continuă gândul. Am o mândră frumușică și o cheamnă doamna Gripă. Dacă mă invidiați, hai veniți și mi-o luați. Și revin în capul întâlnirii, când domnul Tom a spus că dumneavoastră astăzi își poate permite să se odihnească, deci continuă gândul. Deci, șef am fost și sunt azi, dragii mei, am muncit mereu, însă aici eu mă odihnesc, dar, ca de obicei, ascultați-mi totul de fericire.